Bună dimineața! Dacă exista o țară în care voiam să ne retragem atunci când terminăm cu toată nebunia asta, e asta în care ne aflăm. Și nu doar noi. Milioane de oameni au visat la momentul în care își schimbau reședința și se mutau în această fantastică țară. În această călătorie am cunoscut cam 20 de persoane. 20 de persoane cu care am și interacționat, am și schimbat o vorbă. Am cunoscut mai multe, dar cu care să fi și schimbat o vorbă. Niciuna dintre acele persoane nu era fericită cu starea în care se află această țară acum. Mai mult de atât, într-un studiu din ăsta național, peste 50% din cetățenii acestei țări cred că sistemul este rupt, că totul e un dezastru și că țara e acum doar o utopie. Nu mai are nimic din acea țară la care visau alții acum câțiva ani. Vorbim despre Canada și ne aflăm în centrul capitalei sale, Ottawa. La 700 de metri este Parlamentul. Și astăzi o să vedem cum una din cele mai bune țări din istoria omenirii, poate, a ajuns să fie una în care pentru o mare parte a populației e imposibil să supraviețuiești. Bine ați venit în Ottawa! Over just 24 hours, two patients at this ER on Montreal's South Shore died waiting to see a doctor. The skyrocketing cost of living is difficult for both people who've lived in Canada for a long time and for newcomers. That means some people who chose to move to this country are now making other plans. Housing market. She says home prices are so high, she can't afford to buy a home in the township she leads. I don't know you. Fuck off it. I don't know you. E groasă, vă băieți, e groasă. Este o zi de miercuri, 11 dimineața și în acest video o să vorbim despre ce s-a întâmplat, cum a ajuns una din cele mai bune țări în stadiul ăsta și de ce oamenii nu sunt fericiți. O să vorbim și despre cea mai mare bulă imobiliară a istoriei, probabil. Ce se întâmplă aici nu se întâmplă nicăieri pe lume. Dacă noi credeam că în Europa sau în alte părți e rău, stați să aflați ce se întâmplă aici. Dacă vă întrebați de ce sunt singuri, este ultima noastră zi în Canada, plecăm către Cuba, iar Ralu a decis să meargă să-și facă unghii, manicură, pedicură, așa mai departe și m-a lăsat pe mine, sigur, singur cu voi. Înainte de a începe povestea, o să vă rog să vă abonați, pentru că pe noi ne ajută super mult. Este un click, nu vă costă absolut nimic, e gratuit și pe noi ne motivează să continuăm. Dacă tu ești pe Facebook, distribuie clipul. Hai să începem. Mergem către locul unde stau toți vinovații, sau cel puțin din spusele oamenilor. Deci pe strada asta care parcurge distanța de la hotelul nostru, de la Marriott Downtown, către Parlament, 10 minute, cred că se numește strada Rideau, ceva de genul, cei care locuiți aici știți, Rideau Center. Astăzi, într-o zi de miercuri, de dimineață, la ora dimineață, nici măcar de dimineață, la 11, vă pot garanta că sunt mai mulți oameni ai străzii decât cetățeni. Nu o să le spun normal, că nu sună bine, dar sunt mai mulți oameni ai străzii sau oameni cu probleme, cu adicții, decât alți oameni. E absolut ireal. Și ca de obicei, când vorbești către social media sau către internet, trebuie să mergi pe vârfuri, să fii foarte specific ca lumea să nu se ofenseze sau să înțeleagă greșit. Evident că există posibilitatea de a trăi bine în Canada, însă aici vorbim de o mare parte a populației care trăiește extrem de rău, de oameni care își spun oful zi de zi. O simplă căutare pe Google sau vorbind cu neamurile voastre pe care le aveți aici vă va confirma chestia asta și mai mult de atât, mamă, stai să văd dacă apuc. Și mai mult de atât, grosul populației, clasa de jos și clasa de mijloc, care dispare ușor, este extrem de afectată. Abia a început anul și în primele 4 zile, marii CEO ai țării, la marile companii, au câștigat deja în primele 4 zile ale anului cât câștigă un muncitor mediu în tot cât va câștiga un muncitor mediu în tot 2024. Deci se poate, dar sistemul e rupt. Și Parlamentul Canadei, care se pare că e într-o mare remodelare. Adică, și mulți dintre voi, când vă gândiți la problema Canadei, acum în minte vă vin oamenii străzii, vă vin oamenii cu adicții, criza fentanilului și așa mai departe, cum ați văzut și în vlogul nostru din Montreal. Da, dar, și o să vedem probabil și aici, dar toate aceste probleme pleacă de la una mult mai mare. Sau asta e baza, e punctul de pornire, baza problemelor. Criza caselor, locuințelor, imobiliarelor provocate de oamenii ăștia. Vă povestesc. Home prices in Canada are out of control. And who are the bureaucrats you pay to... Bun, hai să începem cu începutul, deși nici măcar nu știu pe unde să încep, sincer. Vă spuneam într-un vlog anterior că salariul mediu este undeva la $49.000, sau asta spunea internetul. Apoi, în comentarii, mulți români care locuiesc aici ne-au spus că ăla era salariul mediu brut, că de acolo se trag taxe și impozite de până 40%. Să nu spunem, bun, $49.000 pe an, să zici că iau impozite, să zici că rămâi cu 30.000, dar eu știu de first hand, după ce am vorbit cu oameni, că nu rămâi nici cu 30.000, dar să spunem $30.000 canadieni. $30.000 canadieni pe an, dacă intri și îi pui aici, pentru că sună mulți bani, dar de fapt nu sunt atât de mulți, $30.000 canadieni sunt de fapt 20.600 de euro. Să zicem că împărțim ăștia 20.600 la 12 luni, da? 1.700 de euro pe lună. Știți unde duce asta? Asta e un calcul așa, aproximativ. Duce la faptul că 77% din oamenii care au fost întrebați în acel poll despre care v-am vorbit la început sunt îngrijorați teribil că nu își vor permite să-și plătească cumpărăturile, nu își vor permite să-și plătească mâncarea. Ăsta e pasul 1. Țineți minte banii ăștia, da? 20.000 de euro. Știți de ce salariu anual ai nevoie ca să aplici, să fii eligibil pentru o ipotecă, pentru un credit, pentru o casă în Vancouver, de exemplu? $268.000 anual trebuie să câștigi doar să te ia în considerare să-ți dea un eventual credit ca să-ți cumperi o casă. De asta jumătate din canadieni au și renunțat la visul de a-și cumpăra o casă. E adevărat că Vancouver este poate zona cu cele mai scumpe case de aici, pentru că piața asiatică a cumpărat absolut tot. Ok, nu trebuie să ne raportăm doar la aia, dar asta se aplică în tot restul țării, pentru că din 2015 până astăzi, atenție, prețurile caselor și chiriilor s-a dublat. Deci avem cât? În 9 ani s-au dublat prețurile caselor și chiriilor și în această minunată țară condusă de acolo, casele costă în medie de 2 ori mai mult decât în țara vecină, America. Și asta e ceva. Însă în momentul de față, dacă cauți știri, sau cel puțin la momentul filmării acestui clip, dacă cauți știri despre ce s-a mai întâmplat pe aici, vei vedea știri în mare parte din astea de presă roz, sau cum se zice, cum că în interior, în băile bărbaților, de săptămâna asta, vor fi plasate tampoane, în caz de au nevoie bărbații. Da. Adevărul că era nevoie. Canadians are facing an affordability crisis and the Trudeau government, they're focused on man ponds. Hi, I'm Brian Lilly. Senator Linda Fromm posting this photo on Twitter and saying, back in the day when only women menstruated, we had to pay for our own product, is pushing this forward. And it's not just all gender toilet rooms will need to have menstrual products. Deci din start avem o mare parte a populației care se îngrijorează că nu pot să-și facă cumpărăturile liniștiți, adică le dau bătăi de cap, îi stresează faptul că trebuie să se gândească, să uite la prețurile de pe raft, ceea ce pentru clasa mijlocie din Canada, clasa medie, era un obicei care dispăruse, ce-i drept, iar o altă jumătate din populație, dacă nu mai mult, nu își permit o locuință. E adevărat că și în Europa ne confruntăm cu chestia asta, și în America ne confruntăm cu chestia asta, însă Canada, în ziua de astăzi, după spusele experților, stă frumos așezată pe cea mai mare bulă, ca așa se numesc, bowl, da? Cea mai mare bulă imobiliară din istorie. Cum ajunge aici? Ei, nu știu dacă sunteți conștienți, dar această țară și-a crescut populația tocmai până la 40 de milioane prin imigrație. În momentul de față, jumătate de milion de imigranți intră în Canada în fiecare an. Ăștia sunt aia legali. Jumătate de milion, ceea ce înseamnă că ai 5 milioane de imigranți în 10 ani. Și, efectiv, construcțiile canadiene nu au putut să țină pasul cu un așa flux de migrație. Record number of new permanent residents were added to Canada's population last year, 431,645. But the big question is how many are here to stay. Să mergem aici și să explorăm zonele, păi măcar să și vedem ceva în timp ce povestim, analizăm această țărișoară care mi-era atât de dragă mie și încă mi este, dar care folosește o formulă precum Argentina, care o să ducă direct către un colaps, pentru că, după cum vedeți aici, salut, după cum vedeți aici, în aceste clădiri, sunt oamenii care controlează toată piața canadiană. Și precum Argentina, că de asta am adus o conversație, Canada este gestionată, controlată de câteva mari companii care au monopol pe diferite produse și servicii. Și au un monopol interior atât de mare încât prețurile le fixează ei cum vor. Vă rog să vă gândiți acum la o mare companie de succes internațional din Canada. Niciuna, nu? Exact, pentru că rămân aici. Aici câteva companii, o mână de companii, fac legea în această țară și interesant e că aproape jumătate din banii acestei țări, din PIB-ul acestei țări, sunt în proprietăți, în case, în locuințe. Banii țării stau așezați în locuințe și asta face ca marile companii și guvernele să nu-și dorească o rezolvare a problemei, pentru că atunci când începi să construiești multe locuințe pentru toți imigranții care ți-au venit, pentru toți tinerii care nu-și permit să-și cumpere o casă în momentul de față, scazi valoarea acelor proprietăți și mare parte din banii statului sunt băgați acolo, adică din bugetul țării, PIB-ul țării e băgat în proprietăți. Când ai construit alte proprietăți, ai ajutat clasa mijlocie, ai ajutat clasa de jos, dar ai distrus bugetul statului și ai distrus sau i-ai supărat pe oamenii ăștia. Și ce guvern vrea să-i supere pe oamenii ăștia? Nu vi se pare interesant? Nu trebuie să știi nimic de economie ca să-ți dai seama că într-o țară în care jumătate din banii poporului sunt așezați în bolțari, e foarte probabil ca la un moment dat să facă puf. Eu mă întreb unde e lumea, frate, de la Parlament acolo am traversat și am mers tot drept și nu-i nimeni pe străzi și e zi de muncă, adică na, mă gândesc că sunt ascunși toți pe aici, adică toată lumea lucrează în birouri. Dar frate, iarna aici sunt străzile atât de pustii, zici că e... Acum știm că de data viitoare trebuie făcute vlogurile pe seară, când totul prinde viață. Aia s-a târnat pe acolo, nu știu dacă vedeți, leșinat. Unul e acolo cu un bac de Coca-Cola fumând dintr-o pipă din aia cu muzică și faci, așa. Deci avem mulți paramedici, poliție și pompieri și pe aici sunt foarte mulți oameni care se droghează în zonă și nu știu, presupun eu că probabil e vreo cameră de hotel de aia unde s-au adunat mai mulți, ori băgat în ei până vreo 3-4 s-au dus cu capul în nori și le mai ia și foc camera de hotel sau ceva de genul. Asta e singura explicație pentru o așa mobilizare. Bănuiala mea a nimerit-o. A doua zi, same story. Nu știu, că e film de groasă. După aia sigur o să ajung pe o stradă undeva pe acolo, pe lângă piață, unde o să mergem. E un market foarte mare lângă hotelul nostru și sigur sunt toți acolo. Așa am văzut în toate orașele canadiene, toată lumea se concentrează în două străzi. Mai mereu în altă parte. Dar uitați-vă și voi cât de puțin oameni sunt pe străzi. Și nu e atât de frig. Nu, nu știu. E adevărat că e un oraș, e al 4-lea sau al 5-lea oraș. Hai, al 4-lea sau al 5-lea oraș ca mărime din Canada. Nu e Toronto, nu e Montreal, nu e Vancouver. E un oraș mai mic, un oraș mai burocratic, să-i spun așa, dar totuși e ofertant, adică are câteva zone foarte mișto de vizitat prin oraș. Nu e urât, e curățel, dar e pustiu. Bun, deci ne-am asumat că aproape imposibil să ne cumpărăm o casă, mai ales, mă scuzați, mai ales în Vancouver. Da? Ne-am asumat, dar bun, hai să ne rezumăm la, hai să ne gândim la chirii. Știți cât cheltuie un rezident mediu, din nou, da? Ca să nu fie nici cei mai bogați, nici cei mai nevoiași. Un rezident mediu în Toronto, cel mai mare oraș și cel mai important oraș al Canadei pe chirie. Știți cât cheltuie din salariul său pe chirie? Peste 100%. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că e efectiv imposibil ca cineva să locuiască singur într-o casă în chirie din salariul său. Ori are mai multe joburi, ori, cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, trăiesc mai mulți la un loc. Peste 100%. Și eu, ca să fac o comparație cu Spania, țara care m-a crescut, în care la fel, și din spusele multor români care sunt acolo și acum, știu că e complicat ca tu să trăiești singur, pentru că salariile sunt vreo 1300 și chiriile în mare parte a țării sunt vreo 600, 700 chiar. Deci jumătate din salariul se duce pe chirie și altă jumătate pe cumpărături, internet și așa mai departe, și rămâi fără niciun ban. Ei bine, aici salariul nu-ți ajunge nici să-ți acoperi chiria, tu fiind unul singur. La ce duce asta? Duce la ceea ce ați văzut în vlogul trecut. Cea mai mare criză a țării, când vine vorba de consumul de droguri, de droguri ieftine, de o epidemie de supradoze, care omoară 6 oameni în fiecare zi, și de o grămadă de oameni pe străzi, în toate marile orașe, acum puțin vizibil pentru că este frig, dar la asta duce. Bubble-ul ăsta al caselor face ca orașele se transforme în niște tent cities, ca așa se numesc, unde oamenii trăiesc tot mai mult în corturi. Făceau ăștia și mișto de actualul prim-ministru, că a zis pe la începutul campaniei că asta e o țară de oameni care le place să meargă cu corturi, să exploreze, pentru că țara are, îți dai seama, uită mai natură. Și făceau ăștia mișto că ei nu știu la ce se referă, că de fapt se referea la a transforma orașele în tent cities. Trebuie să aduni faptul că Canada are unele din cele mai scumpe servicii din lume. Și acum și una din cele mai proaste, cel puțin când compari cu alte țări de nivelul acesteia, da? Adică nu facem comparații între Canada și Zimbabwe, facem comparații între Canada și America, Canada și țările din vestul Europei și așa mai departe. Au unul din cele mai scumpe servicii de telefonie din lume. Au unele din cele mai scumpe produse în supermarket. Adică să-ți faci cumpărăturile aici este mult mai scump decât în Statele Unite. Mulți canadieni și mulți români pe care eu îi cunosc și trăiesc pe aici, țineți cont că toată Canada, toate orașele mari sunt la mai puțin de 100 de kilometri de Statele Unite, de granița cu Statele Unite. Merg acolo și își fac cumpărăturile la americani. Adică voi vă dați seama cât de scump trebuie să fie aici ca să te duci să-ți faci cumpărăturile în America, frate. Benzina e mai scumpă decât în America, în Canada, și mai mult de atât, după cum am spus, casele costă aproape de 2 ori mai mult, în medie, da? Ăsta e punctul de pornire. Că nu poți să te bazezi pe aducerea de imigranți în fiecare an cu milioane, când tu nu ai unde să-i bagi în casă, adică tu nu ai unde să-i găzduiești, mai ales că marea lor majoritate nu vin să-și cumpere proprietăți, vin să închirieze proprietăți. Și tu nu ai suficiente case, iar cei care au case nu vor să construiască alte case, pentru că așa scade valoarea actualelor case, da? Asta e Canada. Și călăgioase sunt tirurile astea, frate, camioanele astea, vine astea la pompieri, da? Sunt super, super gălăgioase. Mai trebuie să țineți cont de o chestie. Cred că trebuia să fi spus asta de la început. Țara asta, deși e a doua cea mai mare țară din lume ca și teritoriu, ea nu se poate comporta precum o țară mare, deși dorește. Pentru că Canada, nu e o țară care să livreze servicii. Nu e o țară care să exporte chestii, care să producă lucruri. Economia Canadei este și a fost atât de mare mulțumită pământului, pentru că are atât de mult pământ și acel pământ are atât de multe resurse. Bogăția lor stă sub pământ, dar ei nu produc nimic, ei nu vând nimic, De exemplu, Liban, să-ți dau un exemplu, da? Care acum e în colaps, dar Liban a avut o economie puternică livrând servicii. Nu aveau ce să ofere din pământ, nu aveau ce să exporte, dar au livrat servicii. Singapore, la fel, livrează servicii. Adică sunt diferite forme de a face business. Canada nu livrează nimic. Canada are resurse naturale. Și deși nu văd pe aici niciuna să vă arăt, pentru că de obicei alea sunt la periferie, 25% din casele de lux, din proprietățile de lux ale Canadei au fost cumpărate de străini. Iar apoi a venit și un fel de ban și cumva interzic, sau vor să interzică, nu știu sigur, străinilor achiziționarea de proprietăți. Dar alea piesă de piesă au fost cumpărate de străini, în principiu indieni, care formează în curând, vor forma 5% din populația țării. Și chinezi. Dacă ne-am băgat pe aici prin niște străduțe lăturalnice, să spun așa, să vedem cum arată măcar blocurile unde stau oamenii normali. Aia, străzile principale sunt cumva două străzi mai încolo. O altă plângere mare a canadienilor sau a oamenilor care trăiesc aici, da? Deși la cât s-au dat pașapoarte, practic toți sunt canadieni, este degradarea, cred că ăsta e cuvântul, serviciilor, adică pe care le primești când mergi în diferite locuri. Pentru că, deși la început imaginea cu imigrația era ideală, era fuga aia de creiere care veneau către Canada, și persoanele care au venit din România în Canada acum 20 de ani erau oameni cu două facultăți care vorbeau 3 limbi străine, adică asta a fost politica de imigrare a Canadei și de aia a ajuns unde a ajuns în mare parte. Însă aia a murit de mult. Acum s-a deschis cumva țeava și se primește cam orice. Și asta a făcut ca țară, nu știu cum să spun chestia asta, că după aia, că imediat se ofensează lumea, dar e un lucru, sunt statistici oficiale și chiar se întâmplă. Asta a produs o degradare în servicii, adică customer support-ul, customer service-ul și așa mai departe, s-a degradat ușor, ușor, pentru că s-a importat foarte mult muncitor nepregătit. Și asta e normal, când ai oameni nepregătiți în diferite rânduri ale economiei, e normal ca serviciile, în general, să sufere o degradare. Mamă, ce trebuie să mergi pe vârfuri ca să spui toate lucrurile. Uitați ce câine frumos ar putea asta. Bă, frumusețe, bă. Mă, nu-i nimeni pe străzi, bă, băiatule, bă. Fac kilometri aici degeaba, nu-i nici dracu pe străzi. Și imediat vorbim și despre ultimul punct care îi supără pe canadieni și despre părerea mea și ce cred eu. Dar întâi să-ți beau și o cafea, că am băut pișoarcă de aia la hotel. Să văd dacă aici am mai mult noroc, că am obosit să ocolesc că țau oameni pe drum, trebuie să am nevoie de energie. Vă care espresor. Asta e 4,25. Faceți calcule cu salariul pe care vi l-am spus la început. Și mi se pare că merge din rău în mai rău, pentru că în seara asta am făcut rezervare, cum e ultima zi. Bine, mai stăm o zi la aeroport, dar e relevant. Am făcut rezervare la restaurantul favorit al Ralucăi din Canada, se numește Joey's Steakhouse. Și m-am uitat pe meniu înainte, ca un meniu pe site, și un steak e $44, frate. Și eu țin minte că anul trecut, în Calgary, am fost la restaurantul ăsta, pentru că acolo și-a dat seama cât de mult îi place. Era 35, ceva de genul. Nu anul trecut, în vară. Adică de atunci până acum s-au adăugat $10 la steak-ul ăla. Nu știu dacă poate Calgary e mult mai ieftin decât Ottawa, dar mie Ottawa nu mi se pare scump. Na, nu știu ce să zic, dar mi se pare că merge din rău în mai rău. Am găsit străduța asta pietonală, care arată drăguț. Uite. Nu știu dacă eu ratez ceva. De ce e așa pustiu pe aici? Și în fața noastră încă un Fairmont Chateau Laurier. Mie mi se par cele mai frumoase hoteluri din lume astea, Fairmonturile din Canada. Ăla din Banff, ăla din Quebec, ăla din Toronto, unde de data asta am avut ocazia să mergem să mâncăm măcar, dacă nu să ne cazăm. Mi se par cele mai frumoase hoteluri ever. Și ultimul motiv de îngrijorare teribil e că canadienii aveau Deci e normal să fie un fel de concurență între cele două țări care își împart granița, da? Cea mai lungă graniță din lume între Canada și Statele Unite. Și canadienii tot timpul le-au dat peste nas americanilor, care oricum nu mai sunt în acel American Dream, că am oxidat și el. Le-au dat peste nas spunându-le, da mă, dar noi avem sănătate publică. E, și asta s-a cam stricat. Deși Canada investește în sănătate mai mult decât toate țările europene, clachează la toate domeniile în comparație cu țările europene. Și e suficient să intri la orice video de pe YouTube sau orice documentar despre această chestie, să citești comentariile canadienilor. Să vezi câți oameni mor în lista de așteptare, cum sunt toate depășite, cum serviciile lasă de dorit, listele de așteptare sunt enorme și oamenii încearcă să meargă deja, să-și facă asigurări, să meargă din nou, să se trateze în alte țări. Turismul medical e o chestie foarte comună, foarte întâlnită printre canadieni, pentru că sistemul medical clachează din toate punctele de vedere. Și cumva... Și nici asta nu mai e un motiv de laudă al canadienilor. Oamenii sunt foarte dezamăgiți. Lumea se declară îngrijorată de serviciile pe care le vor primi în cazul în care vor avea nevoie de asistență medicală. Și deja, adică dacă ai o problemă cu casele, ai o problemă cu drogurile, ai o problemă cu salariile, ai transportul aerian, da? Super, super scump comparativ cu alte țări. Benzina e scumpă. Totul merge prost. Adică ai niște domenii foarte importante unde dai kicks și te întrebi oare ce mai rămâne, adică unde mai e partea bună. Da, dacă vrei să vii ca turist în Canada, e adevărat. Țara cu cele mai multe lacuri, țară cu o natură extrem de ofertantă, orașe interesante, Quebec, Toronto, Calgary, Rocky Mountains, drumeții cu autorulotra, haicuri, animale, auroră boreală în nord. Da, pentru că e un pământ atât de mare pe care îl ocupă țara asta, o bucată de pământ atât de mare, dar să trăiești e greu dacă începi să-ți faci research-ul, să-i mai găsești latura pozitivă. Adică uitați-vă doar ce e în jurul meu. Uitați-vă doar ce este în jurul meu. Asta, dragi prieteni, e drama canadiană, țara care a zburat atât de sus de soare încât și-a ars aripile. Uite, ăsta e restaurantul la care venim de seară. Joey's ăsta? I-am modificat numele. Se pare că îl cheamă doar Joey, nu Joey Steakhouse. Și hotelul nostru trebuie să fie pe aici, undeva prin spate. Hai să trecem strada. Dar să mergem pe o stradă mai încolo, unde nu e muzică și toată nebunia asta. N-ai, frate, n-ai cum să treci, că merg împrăștiat să-mi... Toți sparți, nu mai sparg, alaltă ocupă toată strada. Iar acum e pe masa politicienilor să decidă o nouă propunere care se numește, nu știu cum s-ar traduce în România, e cumva basic income, adică să se dea un soi de salariu, o sumă de bani oamenilor care au nevoi, care nu ajung la sfârșitul lunii, nu le ajung banii, oamenii care nu muncesc, să li se dea un soi de salar de supraviețuire, dar nu știu cum zic, vei primi niște bani de la stat fără să faci nimic, lună de lună, vei primi niște bani. Asta e pe masă acum, însă eu cred, asta e strict părerea mea, că e un tip de politică din aia care îți explodează în față. Un tip de politică care nu îmbunătățește stilul de viață a localnicilor, a oamenilor care chiar au nevoie, ci îi împinge de la spate pe aceia care profită de asemenea sisteme să vină tot mai mult, să profite tot mai tare. A fost amuzant că unul din comentariile lăsate pe Twitter când s-a publicat acest draft al unui om m-a impresionat foarte mult și a spus așa. A spus, ia $4.000 de la un om muncitor sau de la un antreprenor și dă-le câte 1.000 la fiecare trântor, pierzi un vot și câștigi 4. Și e exact definiția cu ceea ce se întâmplă acum în multe țări din lumea asta, cu urcările salariilor minime, care cu suprataxarea bogaților, de exemplu, și asta se consideră acum, să fie eliminate orice tratate pe care le aveau cu marile companii și oamenii bogați, the wealthiest, cum se spune, să fie suprataxați în Canada. Dar nici eu nu înțeleg de ce unor politicieni e atât de greu să vadă că atunci când îl taxezi mai mult pe bogat, de fapt îl pedepsești tot pe ăla de jos, pentru că pe ăla bogat, când l-ai taxat, el ori urcă prețurile la produsele pe care le vinde și tot ăla de jos, tot ăluia de jos e mai greu să le cumpere, ori dă afară un angajat să economisească banii ăia, ori nu mai angajează pe nimeni dacă avea de gând ca să economisească banii ăia. Adică urcarea salariilor minime și împărțirea banilor moca nu a funcționat absolut niciodată și e incredibil câți oameni, câți români care locuiesc aici ne scriu în fiecare zi zeci de mesaje întrebându-ne cum e viața în România acum, cum e viața în Spania, că vor să se mute în Spania, că vor să se întoarcă acolo. Nici măcar pentru imigranți, Canada nu mai e pe prima, nu mai e prima pe listă. Pentru toată lumea, când se gândea la imigrare, se gândea, bă, mă aștept în Canada. Acum nu mai e prima pe listă. Nici imigranții nu prea mai vor să vină în Canada, ceea ce mi se pare super, super trist pentru cei ca mine care visau să se mute aici cândva pe viitor. Dragi prieteni, eu, după părerea mea, vă spun că am dormit în papuci și că nu mai e momentul. Am pierdut valul ăla bun. Când s-au făcut bani, oamenii au venit aici, au făcut bani și cei care au făcut bani, într-adevăr, vor să plece. Apoi mai primim și o grămadă de mesaje de la compatrioți de-ai noștri care ne înjură când spunem chestiile astea sau ne critică, dar depinde și ce așteptare ai de la viață, depinde ce fel de om ești tu. Pentru că am primit mesaje și pe care vi le citez, cum că, bă, du-te, bă, de aici, că eu aici îmi permit să merg, dacă ai un job, trăiești bine, că eu aici îmi permit să mă duc și îmi cumpăr băutură cu baxurile, îmi iau baxuri de cola. Bă, dacă în România nu ți-ai permis să ții un bax de cola și fericirea ta în viață e să-ți permiți să ții un bax de cola, ok, dar eu cred că marea majoritate a oamenilor, când vor să imigreze către Canada, dispun deja de o sumă de bani și vor să-și îmbunătățească viața pe bune. Adică, depinde ce așteptări ai. Dacă golul tău e să îți permiți să mănânci și să mori săptămâna viitoare, poate e un loc pentru tine, dar pentru altceva mai mult de atât, mi se pare că nu mai e și nu mă bazez pe ce cred eu ca și turist care am venit aici de 6 ori și am studiat țara asta de nenumărate ori, pentru că tot timpul am vrut să mă mut aici, dar ne-am întâlnit cu zeci și zeci de oameni și e suficient să intri să citești comentariile canadienilor, e suficient să citești comentariile românilor care au venit aici acum 20-30 de ani, oameni cu facultăți care toți vor să plece. Repet, puținii care ne-au criticat și ne-au spus că, hai Doamne, că aici e raiul pe pământ, se mulțumeau cu niște chestii care, na, nu știu, repet, dacă tu consideri că o țară e fantastică pentru că îți dă oportunitatea de a munci, de a-ți plăti chiria și să-ți permiți să-ți cumperi câteva sticle de cola, sau ești genul de om care scrie altuia, bă, n-ai niciun haz, nu știi tu ce e aici, ok, poate e o țară pentru tine, dar pentru marea majoritate eu cred că nu mai e și cel puțin nu pentru noi în următorii ani. Din păcate, asta este partea întunecată a Canadei, asta este umbra Canadei, o țară care a fost aproape perfectă, și nu mai spun de latura și nu mai spun de ce picior șchioapătă, pentru că e pur și simplu evident. Dacă vrei să vezi, e evident. Deci da, în numele Raluca îi vă pup, îmi iau la revedere și ne vedem dintr-o altă țară socialistă, din Cuba. V-am pupat, la revedere! Maybe a love like ours can lead out its call.